seama că dânsul stăpânește foarte bine limba română și în consecință putem să conversăm direct în limba română. Am avut plăcerea sa, fugă și soția dânsului vorbește românește, o bucurie pentru noi. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați acceptat invitația și în convenție de presă. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc, Excelență, pentru timpul pe care l-ați acordat astăzi. Am concentrat o vizită de o zi într-un timp pe cât îi permite o dimineață și o după-amiază de vineri, astfel încât să încercăm să vă aducem la cunoștință cât mai multe aspecte despre orașul Reșița sau despre Banatul de Munte. Am vizitat azi dimineață parcul industrial al Reșiței, cu cele 15 hectare disponibile pentru investiții. Am vizitat Autoliv și le mulțumesc pe această cale celor care ne-au dat posibilitatea să vedem o investiție multinațională în Reșița. După aceea am făcut o vizită la UCMR, ne uitând ca înainte să trecem pe la Muzeul de Locomotive și buna practică bănățeană, că bănățenii sunt făloși și le place să se laude, ne-am uitat și noi cu ce au făcut predecesorii acum 100-200 de ani. La UCMR am vizitat o secție de producție, unde am văzut câteva echipamente pentru turbine de la Corțe de Fier, Valea Oltului și alte lucrări pe care dă și dau un lucru. Și în același timp am avut bucuria să aflăm câteva despre istoria acestor două entități mari pe care le-a avut Reșița, de la 1771 până în zilele noastre, cu bune și cu rele. Iar după amiază am fost la Universitatea Eftimie Murgu, tot din dorința de a arăta Excelenței sale faptul că în cazul în care investitorii vor decide să vină în zona noastră, un argument în plus îl constituie învățământul superior tehnic de la Reșița, cu baza materială pe care o avem aici, bine să s-a vorbit și despre școala duală. Închei personal mulțumindu-i pentru, încă o dată, pentru timpul acordat, pentru bucuria pe care mi-a făcut-o de a ne vizita orașul și Banatul de Munte și îl invit să vă spunem câteva cuvinte, după care vă stăm la dispoziție cu întrebări, dacă aveți, vă răspundem. Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnul primar. Este o mare plăcere pentru mine să mă duc aici la Reșița, prima vizită oficială mea aici la Reșița. Și este o plăcere să mă aflu într-o leagan de industrializare a România. Cum a explicat domnul primar, vizita aceasta a avut două componente principal, un legat a afacerilor de business, de schimburilor comerciale și investiții, altul la educație, cooperare între Marea Britanie și Reșița în domeniul la educație. În ceea ce privește aspect de comercial, vizitat, a fost o plăcere să avem posibilitatea de a vizita două fabrici foarte diferite. A fost plăcere să vizitează UCME Reșița, UCME Re, o companie foarte istoric, fondată în secolul XVIII. Cum toți știi, industria siderurgică, industria de oțel, nu este o industrie într-o poziție ușor peste tot în lumea, inclusiv în Marea Britanie. Dar a fost foarte interesant să văd cum UCMR acum
lucrează cu sectorul hidroelectric în special aici în România, și alt fabrica absolut diferită, foarte modernă, din firma Autoliv, care produce airbag pentru mașini. Dar care a fost interesant pentru mine este să aflu că ambele au legătură cu Marea Britanie. De exemplu, UCMR vinde compresor de gaz la o fermă în Marea Britanie. Autoliv primește material de un alt companie în grupul Autoliv în Marea Britanie. Și pentru mine aceasta înseamnă foarte mult. Știu că ieșind din Uniunea Europeană, este conform un vot din 2016, vot democratic, dar nu înseamnă că ieșind din Europa rămâne o țară europeană și vrem să dezvoltăm legătură comercial și investiții. Sunt foarte fericit că schimburile comerciale și investiții britanice sunt ambele în creștere și vom continua aceasta. Și cred că exemplele și din UCMR și din Autoliv demonstrează faptul că suntem integrate deja și vom dezvolta din acest punct. Și a fost o mare plăcere să vizitează Universitatea Eftimie Murgu. Și pentru, eu știu, atașatul economic al ambasadei, în cazul în care există sau vor exista solicitări de translocări de producție sau deschidere de noi filiale în Europa de Est, în special România, ca să-i dirijăm spre Reși. Sunt informații pe care ne-au confirmat-o astăzi cele de la Autoliv. Eu personal o știam de mai multă vreme. Eu sunt cu informație matematică, pragmatică, dar extrem de importantă. Fluctuația de resurse umane din Autoliv este de sub 5%. 4,6%. Ani de zile, cam 20-24% din resursa umană se rulează. Adică pleacă un sfert și vin alții în locul lor. Acest lucru constituie o problemă deosebită pentru orice angajator, pentru că faci un efort enorm ca să se califici, da? Pentru că marea parte nu sunt calificați și se califică la locul de muncă. Și după ce ai făcut acest efort de o lună, două, trei, șase luni, faptul că îți pleacă un om și trebuie să o iei de la început cu altul este... La Reșița, primul dată în care sunt aici la Reșița. Dar am fost înainte în județul Caraș-Severin, acum 2 ani, cred, împreună cu organizația WWF, am făcut o vizită pentru a vedea un proiect WWF foarte frumos. În limba engleză se numește rewilding, e reintroducerea zimbrii în teritoriul Caraș-Severin, un proiect de succes și foarte, foarte impresionant. Deci este a doua vizită mea în Caraș-Severin. Și ieri am fost la Baile Herculane și am avut o vizită, am văzut lucrarea unui grup de studenți tineri din Universitatea Politehnică din Timișoara, care au stabilit un proiect, se numește Proiect Herculane, pentru a promova importanța de conservare a Baile Herculane, care din cate sunt foarte mult clădiri istoric, foarte important, care sunt acum în un stare de degradare, deci este un proiect foarte, foarte important. Excelență, și eu mă alătur colegilor, vă urez bun venit în Banat. Prezența dumneavoastră aici este un semnal pentru posibile sau posibil investitor. Aveți în calcul să aduceți niște investitori în zonă? Dacă da, ne puteți enumera care ar fi area? Mulțumesc! Da, răspuns este puțin la fel că la întrebarea dumneavoastră, pentru că dar nu este prin competenția mea să identific
fic investitor indiviz și spun trebuie să investesc în Reșița, este o decizie comercială pentru lui. Dar rolul ambasadă, rolul meu este să află mai mult despre posibilități și să informează investitorul din Marea Britanie despre posibilități de investiții în toate zonele din România și să explora zonele care până acum a fost mai puțin investiții britanic. De exemplu, până acum investițiile a fost mai mirat spre București sau Cluj sau Timișoara, dar noi vrem să explicăm că sunt posibilități în afară acestui oraș. E vorba de un semnal politic, vreau să zic. Aici prezența dumneavoastră automat va atrage un impact asupra investitorilor britanici pentru zona noastră, sub această formă m-am referit. Sau, și după această vizită o să vorbesc și cu Camera de Comerț Britanică Român, de exemplu, și cu echipa mea pe schimburile comerciale și investiții despre posibilități. Dacă permite, ce